În momentul de față trăiesc 7,6 miliarde de oameni pe pământ. Aproximativ jumătate dintre cei care trăiesc pe planetă au acces la internet, ceea ce înseamnă că putem comunica instant cu miliarde de oameni oricând vrem. În ciuda progresului din domeniul tehnologiei pe care lumea l-a făcut, există încă sute de triburi, mii de oameni, care trăiesc exact așa cum trăiau strămoșii noștri acum 10.000 de ani. Mulți dintre aceștia nu au nici cea mai vagă idee despre existența lumii moderne în care trăim noi. Pe majoritatea continentelor nu există oameni care să nu știe despre civilizația modernă. De exemplu, ultimul american nativ care a trăit complet separat de cultura americană a făcut-o în anul 1911 și ultimele triburi aborigene de vânători din Australia au fost contactate abia în 1984. Deci sunt doar câteva locuri în lume unde se pot găsi astfel de oameni. Unii se găsesc în Africa, în zona fluviului Congo, alții trăiesc pe insulele Andaman, în Oceanul Indian, și un număr mic în Noua Guinee, în Oceanul Pacific. Dar, de departe, cei mai mulți oameni care rămân necontactați, mai exact 97% dintre ei, trăiesc pe continentul sud-american, mai ales în zone foarte greu accesibile, cum ar fi mijlocul junglei amazoniene peste 100 de triburi, adică mii de oameni trăiesc aici de generații întregi, încă de când oamenii au ajuns pe continent acum aproximativ 15.000 de ani. Dar cum se poate ca atât de mulți dintre aceștia să nu știe nici acum despre lumea modernă? Răspunsul este strâns legat de geografie. Pădurea amazoniană este enormă, fiind mai mare decât întreg subcontinentul indian, dar cu o populație de sub 20 de milioane de oameni. Asta înseamnă că există câteva orașe în lume cu o populație mai mare. Motivul pentru care aici trăiesc atât de puțini oameni este dat de condițiile dificile de viață. Zona este acoperită de păduri dense, animale periculoase și nicio civilizație modernă nu a reușit să o modernizeze. Pe toată lungimea Amazonului există un singur pod, iar orașul Manaus din Brazilia, cel mai mare oraș din zonă, este accesibil doar cu barca sau cu avionul. Celelalte părți din interiorul Amazonului sunt și mai greu de accesat, deci este greu de ajuns la oamenii necontactați care ajung acolo, dar este greu și pentru aceștia să plece, chiar dacă și-ar dori acest lucru. Un alt motiv pentru care triburile necontactate încă există este dat de faptul că guvernele din țările unde acestea trăiesc au decis să îi lase în pace deoarece încercările anterioare de a-i contacta au avut un sfârșit tragic. După ce europenii au început să migreze în număr mare către noile teritorii descoperite de Columb în 1492, un procent foarte mare între 80 și 95% din populația indigenă care trăia acolo a murit în doar 150 de ani. Asta mai ales datorită bolilor ca pojarul și variolei aduse chiar de către europeni. Populația indigenă care a trăit separat față de restul lumii pentru mii de ani nu avea imunitate la astfel de boli, așa cum aveau cei din Europa care trăiau de mult timp alături de animale cum ar fi vacile sau porcii. Când europenii au ajuns în noua lume, populația de acolo nu a avut nicio șansă în fața dezastrului biologic care a cuprins întregul continent. Triburile necontactate care încă există ar avea exact aceeași soartă dacă s-ar întâlni cu noi. De exemplu, când un trib din Columbia a fost contactat acum câteva decenii de antropologi moderni, populația acestuia a fost redusă la mai puțin de jumătate din cauza faptului că antropologii i-au expus din greșeală la boli. În afară de asta, primul contact cu astfel de grupuri poate duce la violență. În Ecuator, în 2006-2007, au avut loc conflicte violente între triburi și muncitori din domeniul forestier care tăiau lemn în zonele unde trăiau triburile respective. În aceste conflicte, 30 de oameni din triburi și 10 angajați ai companiei forestiere și-au pierdut viața. Angajații din domenii precum cel forestier sau petrolier, vânătorii sau chiar traficanții de droguri dau uneori nas în nas cu triburi necontactate din junglă, chiar și în zilele noastre, iar rezultatul acestor întâlniri de cele mai multe ori este destul de neplăcut. Există un om care trăiește în jungla amazoniană din Brazilia numit cel mai singuratic om din lume. Un indigen necontactat care trăiește singur și despre care se crede că este ultimul supraviețuitor al tribului din care făcea parte. Atât limba vorbită de acesta cât și numele tribului din care făcea parte rămân necunoscute. S-a aflat pentru prima dată de existența lui în 1996. Guvernul brazilian a trimis multe expediții în căutarea lui, dar toate au eșuat până în 2007. Când în sfârșit a fost găsit, acesta a tras cu o săgeată care a sfârșit în pieptul unuia dintre cei care l-au descoperit. Mai târziu s-a descoperit și ceea ce părea a fi satul în care indigenul a trăit, distrus de buldozerele traficanților de lemn. După acest incident, guvernul brazilian a creat o zonă protejată de 68 de kilometri în jurul lui, este singurul om care trăiește în zona respectivă și este ilegal pentru toată lumea să-l viziteze. Probabil că acesta este încă acolo, având în vedere că a fost filmat în 2018 când tăia un copac. Politica guvernului brazilian este să mențină triburile necontactate în izolare, organizând ocazional zboruri de recunoaștere deasupra zonelor în care acestea există, menite să ofere informații despre numărul lor și despre cum trăiesc. Aceste zboruri rezultă în in fotografii incredibile cum ar fi acestea. Putem doar să ne imaginăm ce cred acești oameni atunci când văd un avion zburând deasupra lor, dar să presupunem că Pământul este zona necontactată pentru o specie extraterestră foarte avansată, care probabil ne tratează așa cum tratăm noi triburile necontactate. Menținem un contact limitat din grijă pentru siguranța lor, dar organizăm zboruri de recunoaștere pentru a verifica ce se întâmplă cu ei și pentru a ne satisface curiozitatea. Curiozitatea față de necunoscut i-a fascinat mereu pe oameni fiind ceva care ne face ceea ce suntem. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!